Este o mare și o bucurie pentru noi să putem participa la deschiderea unei expoziții de suflet pentru toți cei care iubesc pe Fece Argeș. Așa cum bine știți, s-au împlinit pe 24 iunie 45 de ani de la cucerirea și de averea titlului de campion al României și pe 26 iunie, dacă nu mă înșel, 52 de ani de la cucerirea primului titlu de campion național. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați dat curs invitației noastre și să vă mulțumim pentru că dumneavoastră ați scris istorie pentru FC Argeș. Ați bucurat generații întregi și ați făcut ca la Pitești să avem trei lucruri care nu o să dispară niciodată. Istoria clubului FC Argeș, fotbalul de calitate și, bineînțeles, palmaresul acestui club. Aș vrea să ne spuneți, vă rog, ce semnificație ar trebui să aibă pentru argeșeni aceste două zile atât de importante în istoria noastră? Sigur că un lucru extrem de important a fost realizat de această frumoasă generație de aur și de suflet a Argeșului, pentru că anii 70 au fost dominați în fotbalul românesc de FC Argeș, alături, sigur, de echipele departamentale din București. Două titluri de campioană a României, 1971-72 și 1978-1979, cu rezultate deosebite. Trebuie să facem mențiunea că și cu un an anterior, în 1971, FC Argeș a terminat vicecampion la egalitate de puncte cu Steaua București, la o diferență de golaveraj. Sigur că au fost mai multe lucruri îndeplinite la momentul respectiv. Vorbeam cu cei care au îmbrăcat tricoul al violet în anii 70 pentru FC Argeș. În primul rând, majoritatea erau născuți sau erau din Argeș sau din localități, județele vecine Argeșului și toți iubeau pe FC Argeș, deci jucau și cu sufletul pentru acest club. Însă determinarea și ambiția, alături sigur și de pregătirea fizică și de toate celelalte lucruri, au condus la realizarea unui lucru extrem de important. Pe lângă aceste titluri de campioană, participare în cupe europene cu rezultate deosebite, în 72 am învins pe Real Madrid, iar în meciul retur am fost foarte aproape de o surpriză. Realul a marcat minutul 89 al treilea gol care a adus calificarea. Echipe precum Valencia, Nottingham Forest și așa mai departe au venit și au jucat la Pitești. Deci rezultate deosebite și în cupele europene, ceea ce ne face, pentru că și astăzi, prin munca acestor oameni, Argeșul e în primele 4-5 la nivel național ca punctaje în cupe europene încă. Pe de o parte. Pe de altă parte, însă, ce lucru care era extrem, extrem de important era fotbalul spectacol realizat. Chiar dacă FC Argeș termina la egalitate sau chiar sufera o înfrângere pe teren propriu sau deplasare, însă oamenii veneau la meci să vadă pe Dobrin, să-i vadă pe ceilalți jucători, să vadă de fapt un regal fotbalistic, un adevărat spectacol pe teren. Și trebuie să spunem că în toată țara eram cunoscuți pentru acest fotbal de calitate, pentru frumusețea fotbalului și oriunde mergea FC Argeș, stadionul se umplea. Indiferent din cel mai mic orășel din România, dacă ar fi jucat, stadionul era arhiplin. Sigur că acest lucru a condus, rezultatele acestea bune, fotbalul de calitate, au condus și la o generație de suporteri, pentru că se povestea mai devreme în această sală, mergeau de la ora 9, meciul era la după amiaza la 17 sau la 18 și se duceau de la 8-9 dimineața ca să prindă loc pe stadion. Un stadion care sigur că avea 16.000 de locuri pe scaune, dar trebuie să spunem că în anii 70 n-avea scaune, avea gradene de lemn și intrau mai mulți de 16.000, stăteau, ne uităm pe imagini sau pe fotografii, vedem oameni care au cățărați pe pomii, pe stâlpii, mă rog, din tabela de marcaj și așa mai departe. Sigur, și regulamentul de fotbal și normativele la vremea respectivă permiteau aceste lucruri, astăzi oricum nu ar mai permite așa ceva. Însă trebuie să subliniem faptul că este un restart important pentru FC Argeș, o nouă conducere, o nouă echipă tehnică, jucători noi aduși la acest club, se va construi și un stadion, o adevărată bijuterie, de fapt, va fi pentru fotbalul românesc. Și, practic, sunt toate premisele necesare și, sigur, am ferma convingere că într-un viitor apropiat, FC Argeș va reveni în Superliga,
deci în primul eșalon al fotbalului românesc și o să avem rezultate și în campionatul intern, dar de ce nu și participări în competiții europene, cupe europene, pentru că la Pitești și în Argeș oamenii iubesc sportul, iubesc fotbalul și niciodată nu o să dispară de la Pitești suporterii, fotbalul, spectacol și istoria clubului FC Argeș. Când credeți că o să mai vedem o nouă cupă expusă Argeșului în muzeu? Noi sperăm ca cât mai repede, da, câțiva ani să avem un nou trofeu cucerit de FC Argeș și care să poată fi prezentat publicului, să fie expus. Asta depinde în primul și în primul rând de jucători, pentru că ei intră pe gazon și ei sunt cei care, de care depinde acest lucru. Ce pronostic ne dați pentru meciul României? Pentru meciul României, sigur că toți ne dorim o calificare, toți ne dorim o victorie, însă totul depinde, cum spuneam mai devreme, de jucători. Dacă vor avea ambiția, determinarea necesară, pregătirea fizică necesară și vor lupta pentru fiecare minge, pentru fiecare out, pentru fiecare corner și așa mai departe și ne vom putea crea ocazii, sunt convins că putem învinge Slovacia. Totul este posibil. Este un lucru extrem de important la acest campionat european și faptul că ne-am calificat și victoria cu Ucraina, chiar și meciul cu Belgia, chiar dacă am suferit o înfrângere 2-0, dar totuși vorbim de Belgia și până la urmă au fost două greșeli care au condus la cele două goluri. Însă, cred că actuala generație și până la urmă românii merită o calificare mai departe. Însă, oricum, avem un câștig enorm să vedem, să joci la München sau să joci la Köln și să te simți ca la București, adică să ai atmosfera pe stadion ca și cum ai fi jucat la București, la Cluj, la Pitești sau știu, în România. Adică, cred că era necesar acest lucru. Și totuși, acești oameni minunați care merg acolo, așa cum spunea și selecționerul, până la urmă, suporterii și românii și-au făcut datoria și în Germania și în țară, sunt cu sufletul alături de tricolor și susțin echipa națională. Acum cred că se cuvine ca cei 11 plus cei care vor mai intra pe parcursul meciului pe teren să lupte și să aducă puncte pentru România. Mă bucur că au răspuns invitației noastre atât de mulți jucători care au scris istoria la Pitești și care au rămas chiar în istoria fotbalului românesc. Aș începe printr-un citat din marele antrenor Leon Tihanovski, care a format majoritatea jucătorilor pitești, care după meciul cu Dinamo de la București, acel faimos 4-3, spunea: îi felicit pe jucătorii de azi pentru câștigarea titlului și, dar, în primul rând, trebuie să le mulțumim și celor care au fost înaintea lor și care au lăsat ceva în urmă. Aș putea să spun și aș începe că acest al doilea titlu nu a venit așa pe un teren aric, ci a venit pentru că la Pitești a fost, într-adevăr, istorie. Au fost echipe așa cum erau Săgeata, cum era Sporting Club, Radu Negru, CFR, pe urmă Dinamo Pitești și FC Argeș la 1 martie 1968, sub o nouă organizare. Și cu asta aș spune totul că acest titlu se datorează și unei bune organizări administrative. Să nu uităm că primul titlu a fost adus datorită organizării extraordinare a clubului piteștean, făcut de către Puiu Rapaport. Iar al doilea, al regretatului și mare jucător de fotbal, Ion Bar. Iată două nume cu care fotbalul piteștean, aș putea să spun că a intrat în istorie în afara jucătorilor. Cei care au intrat pe teren în acel faimos meci pe Dinamo, majoritatea sunt aici și mă bucur să îi revedem, au intrat cu sufletul mai mult și cu dorința de a scrie istorie. Echipa de atunci trebuie să ne reamintim, pentru că ei sunt eroii noștri și merită aplaudat și merită întotdeauna să fie scoși în evidență. Este vorba de Cristian în poartă, Mihai Zanfir, Cârstea, Stan, Ivan Doi, la mijloc Iovănescu, Toma și Chivescu, a mai jucat Bărbulescu și în atac erau Dor Nicolae, Radu Doi și Dobrin. Deci aceștia au fost
jucătorii care au scris istorie în acea zi, 24 iunie 1979. Aici, alături de mine, este un simbol al Piteștiului, al fotbalului creștean. Este Nea Vasile Florescu. El a jucat în anii de început ai Dinamo Pitești, deci este, într-adevăr, istorie. Și trebuie să-i mulțumim și să-l felicităm pentru ceea ce a făcut și pentru faptul că este printre noi și există. Aș felicita și pe Răzvan Dunar, pentru că el a fost mai tot timpul cu Fecerație și a avut un rol important la echipă. Ce să spun, mai este și un episod cu Dunar și cu Mihai Zamfir, cu ceilalți care au mai ajutat la echipa, la formarea echipei Fecerație 53, care a fost un moment în viața acestei echipe și zic eu că acest moment a terminat autoritățile locale să ia măsuri și să formeze din nou echipa Fecerație. Această Fecerație 53 în 2016 a luat în Liga 3-a, pe PSL-ii, fără niciun ajutor, fără nimic, nici nu aveau voie să joace pe stadionul Nicolae Dobrin, juca Ștran, juca la Albota și așa mai departe. Aș vrea să ne spuneți puțin despre evenimentul de astăzi și ce semnificație ar trebui să aibă pentru argeșeni aceste două zile atât de importante în istoria noastră. Cred că este un eveniment important, poate prea puțin luat în seamă, dar este unul dintre momentele deosebite ale istoriei noastre contemporane. Nu în fiecare zi se câștigă un titlu de campion, nu numai la fotbal, dar și la alte jocuri sportive, iar acest al doilea titlu, deci 45 de ani de când s-a cucerit, a însemnat un moment deosebit pentru că el a venit după altul, care a fost câștigat cu câțiva ani înainte, în 1972. Ar trebui ca toți argeșenii, nu numai cei care iubesc fotbalul, să înțeleagă că FC Argeș este un brand al județului Argeș, este un brand alături de altele din domeniul industriei, economiei, al culturii și trebuie să ținem seama de el, să îi omagiem pe acești jucători, adevărați eroi ai Argeșului, nu numai ai fotbalului, și atât cât mai există să ținem de ei și să-i respectăm, să-i aplaudăm cum se cuvine și să fim cât mai aproape. Eu le mulțumesc că există și le mulțumesc că au venit în număr foarte mare la această expoziție a lor și au venit cu gânduri frumoase și cu dorința de a se reîntâlni, așa cum au spus ei, în fiecare an. Este un eveniment, așa cum spuneam, deosebit, să ținem cont de el. Ce pronostic ne dați pentru meciul României? Eu sper să batem cu 2-1. Marcatori? Asta e greu. Poate de data asta, dacă îl bagă pe Coman, să fie unul dintre marcatori, iar al doilea să fie cumva drăguș. A fost o mare plăcere în momentul când am ajuns la această echipă și la acest club, unde jucătorii mi-au dovedit că au o valoare deosebită la timpul acela, și au contribuit foarte mult la propaganda fotbalului românesc. Am avut câțiva cap de afiș a acestei echipe și dintre care cel mai bun fotbalist al țării, după mine personal, nu este Hagi, ci este Dobrin. Și rămân același Dobrin cât trăim și noi în mintea noastră și trebuie să contribuim și noi și să aducem fotbalul în județul Argeș la nivelul care trebuie. Aș vrea să ne spuneți puțin despre evenimentul de astăzi, ce emoții vă încearcă, pentru că, iată, e un moment important, v-ați adunat, ați fost toți aici, cum a fost? Sincer să fiu, nu mă așteptam la asemenea eveniment. Și toate aceste evenimente le face domnul Cornel. Cum îl Sebastian? Cum? Domnul Sebastian sau Sebastian, domnul Cornel? Domnul Sebastian, care este un om deosebit. Și ar fi păcat să nu-l onorăm și noi cu prezența. Este un eveniment foarte frumos.
ne face plăcere să mai fim băgați în seamă și noi, că destul până acum nu prea ne-a băgat mai nimeni în seamă, pentru că, să fiu sincer, nu, e așa, nu erau așa ziariști curioși cum sunt acum. Acum, să știți, este o societate foarte plăcută, că sunt curioși să vadă toate lucrurile care le-am trăit noi personal. Este un eveniment plăcut și de aceea venim cu cea mai mare plăcere la asemenea evenimente. Și cu lansări de cărți și cu asemenea totul despre fotbal este un eveniment foarte important. De ce credeți că are nevoie FC Argeș acum pentru a câștiga un nou titlu în viitor? E drumul lung. E drumul lung. Drumul lung, pentru că de-abia acum se naște un nou FC Argeș, după părerea mea. El se naște, dar se naște foarte, foarte greu. Datorită că nu avem stadion. În momentul când se dă drumul la stadion nou care vor face, atunci se va întâmpla și evenimentul ăla care spuneți dumneavoastră. Ne dați un pronostic pentru meciul României? Cât credeți că o să fie scorul la final? Să știți că mă abțin de pronosticuri. Știți de ce? Pentru că începând de ieri după masă la televizor, am rămas surprins că o parte din ziariști spuneau că, dom'le, zice, un meci nu ar fi bun pentru noi, că ne calificăm și noi și ei. Trebuie să vorbim cu slovacii ca să cădem la pace, să... Ce e asta, dom'le, să cădem la pace noi? Știu că am mingea în fața mea, o bag în poartă, trebuie să o bag în poartă. Că dacă nu o bag în poartă, nu mai mă bagă în echipă, nu? Nu mai am valoare care trebuie să o am. Cum adică să fac meci, nu? Da, am învățat și noi de la alții, să fim sinceri. Așa că te aștepți mâine la, eu știu, cel puțin meci, nu? Nu mă pot pronunța de acum. Dorința e să câștige, dar mai știu. Foarte onorat să fiu aici. Ca jucător, cred că am fost la un nivel cel puțin sfert față de cei care se află în această încăpere. Mă bucur foarte tare să îi văd, să-i văd sănătoși și îi felicit pentru toată activitatea dumnealor în această perioadă. Așa cum spuneam, e o onoare mare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și sper din tot sufletul ca în viitor, poate atunci când se vor împlini 50 de ani de la ultimul titlu, să reușim să sărbătorim unul proaspăt. Cred că asta ar fi cel mai important lucru, să ne uităm un pic și către viitor. Și aveți, cred eu, toate premisele necesare. De ce? Pentru că deja lucrurile se mișcă și cred eu că se mișcă în direcția potrivită, inclusiv prin construirea unui nou stadion și formarea unui grup foarte bun pentru ceea ce urmează. Mulțumesc conducerii acestui muzeu pentru festivitatea pe care a organizat-o în cinstea celor două echipe care au făcut faimă acestui oraș și toată lumea știe că FC Argeș a fost și va fi din nou o putere în fotbalul local. Eu îi spun domnului Popescu că îi mulțumesc pentru invitația pe care mi-a făcut-o și le doresc noi generații să meargă și să ajungă acolo unde am fost și noi cândva. Mulțumim domnului Sebastian Tudor pentru această întâlnire, domnului scriitor Sebastian Tudor, pentru că trebuie să uităm, anul trecut domnia sa a scos două cărți, una la Ioveni, alta aici,
despre noi, un om deosebit, domnului director al muzeului, care la fel este foarte apropiat de noi, și să mulțumesc și colegilor mei care au venit în număr destul de mare și altor persoane sau personalități din lumea fotbalului sau din lumea sportului care sunt prezenți aici. Să rămână doamna Gica, mă bucur să vă revăd încă o dată. Faptul că ne reamintim cu plăcere de performanțele de 10 ani înseamnă că am făcut lucruri bune. 10 ani, cel puțin prin generația mea, în acea perioadă au obținut niște rezultate care cu greu vor fi de atins, dar sperăm, așa cum a spus și domnul Tudor, și a punctat foarte bine, totul a plecat de la organizare. A apărut acum această organizare la nivelul grupului nostru și sperăm ca băieții care au luat foile în mână să obțină rezultate și echipa noastră să revină în divizia A și, de ce nu, cu rezultate bune. Ce ați simțit când ați devenit campion al României cu FC Argeș? Deci, încep cu perioada, deci că am venit la 9 ani la fotbal, la FC Argeș. Pe timpul acela se numea Dinamo Pitești. Și an de an am progresat sub comanda emeritului antrenor Leon Teanoschi, care sub bagheta lui, să spun așa, au trecut foarte mulți jucători și majoritatea sunt cei care au pus au făcut eforturi să Fece Argeș să câștige campionat. Aici mă refer la Stancu, la Radu Doi, la Bărbulescu. Eu la fel eram între ei un speriatul Cristian, deci toți jucătorii piteșteni. Asta a însemnat foarte mult pentru clubul Fece Argeș. Eram ca o familie, ne aveam foarte bine, nu existau bisericuțe între noi și acel moment când s-a luat titlul a fost fantastic, aducându-mi aminte că unii jucători dintre ai noștri, Iovănescu sau Dor Nicolae, au fost dezbrăcați când au ajuns în Pitești, în parcare la Muntenia. Deci a fost, cum să zic, FC Argeș și atunci a scris istorie, istoria fotbalului piteștean, să spun. Au fost momente nemaipomenite. Să spun că și înainte de campionatul care s-a luat în 79, în 78 FC Argeș a ieșit pe locul 1-2 la golaveraj, au câștigat Steaua. La golaveraj au câștigat Steaua campionatul, dar următorul an nu ne-a mai permis să facem, să vin și greșeli și am câștigat campionatul, care a fost campionat de tot Piteștiul are ce vorbi la ora actuală. Deci, cam asta e istoria FC Argeș. De ce credeți că are nevoie acum FC Argeș, echipa FC Argeș actuală, să câștige? În primul rând, are nevoie de istoria de atunci al FC Argeș. Copiilor la centrul de copii junior trebuie să se vorbească despre aceste rezultate pentru a avea idol, pentru a-și crea motivația necesară de a juca fotbal și a deveni și ei ce am fost noi odată. Toate mulțumirile s-au spus, toate aceste întâlniri trebuie să făcute mai des, că de-aia vorbeam și cu colegii mei, mai este câțiva. Ar fi extraordinar dacă ne-am întâlnit fiecare an ca să mai stăm de vorbă, să ne aducem aminte de clipele frumoase când ne-a cinut o primă de dervoasă și o băgam în poartă. Îmi pare rău că nu e și Radu Doi Marin și Telu Stancu, pentru că ei doi sunt un simbol al fotbalului piteștean. Dar sunt convins că noi, fiind aici, ne aducem, să zic așa, aportul la ceea ce au fost ei. Mă bucur sincer, încă o dată, că ne revedem și să dea Dumnezeu să fim sănătoși. Ce ați simțit când ați devenit campion al României cu FC Argeș?
Da, a fost cel mai frumos moment al meu în viață, pentru că am ajuns de la o echipă de divizia C, cum era Dacia Vitești, să promovez la FC Argeș, iar cea mai mare bucurie să joc alături de Dobrin. Dobrin, care în acea vreme și este recunoscut și acum de toată lumea, a fost cel mai bun fotbalist român. Această plăcere de a juca cu Dobrin în echipă a fost și rămâne cea mai frumoasă din viața mea. Am jucat în cupele europene alături de Dobrin, am jucat alături de toată echipa, pentru că era un nucleu format la FC Argeș, erau jucători care au promovat de la echipa de tineret Speranțe a clubului, iar pe lângă ei un Doru Nicolae, un Petre Ivan și alții, bineînțeles, printre care mă număr și eu, am ajuns la FC Argeș și am ajuns să joc în Liga 1, în divizia, cum era pe vremea aceea. De ce credeți că are nevoie FC Argeș acum pentru a câștiga un nou titlu? Are nevoie de o echipă prin care să demonstreze că nivelul jocului, nivelul la care sunt jucători, este ridicat. Are nevoie de mai mulți argeșeni în echipă, pentru că nu putem să luăm numai din alte țări și de la trebuie să-i formăm pe-ai noștri. De aceea cred că centrul de copii juniori, echipa de tineret și tot ce există la FC Argeș, eu zic că sunt în aceste echipe, sunt jucători de valoare și cu care putem accede în divizia. Pentru invitație, mulțumesc că ne-ați adus împreună să ne mai revedem, cu toate că suntem din ce în ce mai puțin, deci rândurile noastre s-au subțiat mult, mult de tot. Încercăm să ne mai aducem aminte de ceea ce am făcut frumos, dar am făcut din suflet și cu suflet ceea ce s-a făcut. Din cauza și datorită faptului că jucam cu sufletul, am obținut și acele rezultate frumoase și chiar foarte frumoase. Nu are rost să mai amintim despre felul în care am câștigat campionatul, despre felul în care anul, un an înainte, Neva Steaua campionatul la Golaveraj, deci lucrători de astea de manevră, de ajuns pentru noi, deocamdată, am făcut tot ce s-a putut. Rugăm pe cei care vin în spatele nostru să facă și să ajungă cât de cât aproape de ceea ce am făcut noi. Ce ați simțit când ați devenit campion cu FC Argeș? Cum a fost momentul acela? E greu de spus în cuvinte ceea ce am simțit. Majoritatea ne luam viteză și ne piteam că erau spectatorii grămadă pe noi, ne luau hainele după noi, ne desculțau, ne luau pantofii. E ceva, adică a fost ceva deosebit. Singurul lucru care era, a fost, v-am zis eu, am jucat cu sufletul noi. Și datorită faptului că am jucat cu sufletul și cu o ambiție, ambiție ieșită din comun, am reușit să obținem rezultatul respectiv, în contra tuturor. Pentru că nu erau, toți erau pentru Dinamo. Noi s-a specificat pe undeva și aici că am primit tricourile după câteva zile, că practic erau făcute pentru Dinamo. Cei de la Dinamo aveau aranjat turneu cu nevestele, cu astea, în afară. Le-am anulat și turneul ăla. Deci a fost ceva deosebit pentru noi, da. Da, tot mai vorbeam între noi că, na, suntem prieteni și am fost prieteni cu toți. Vedeți, înainte exista și prietenia asta între colegi, între echipele respective și acum, dacă mă întâlnesc cu, eu știu, cu Dudu Georgescu, cu oricare, stăm de vorbă, suntem prieteni. La Dudu Georgescu l-am întrebat dacă l-am lovit rău, că eu am făcut 11 metri la cu Dinamo și zic, bă, zic, te-am lovit.
Păi nu vă chivăim, dar ce să facem, că era Otto Anderco, arbitru, care era cu ei. Ce să... Da. V-am spus, a fost o satisfacție deosebită, ceva deosebit, cu care, practic, nu știu dacă o să ne mai întâlnim. Mi-aș dori din suflet să vină cineva, cei din urma noastră, să vină și să ajungă unde am ajuns noi. Cam atâta. Dacă vreți să mai, eu știu, ceva să... De ce credeți că are nevoie FC Argeș acum pentru a câștiga titlul? E greu de spus. În primul rând trebuie să ai jucători. Momentan, vedeți, s-au făcut niște achiziții în perioada asta, aiurea. Au venit cu, eu știu, nei ca nimeni de nu știu unde, în loc să promoveze jucătorii noștri, copilașii noștri, că avem destui și destui de bun sunt. Da? Așa, asta a fost teoria asta. Nu știu. Probabil, eu știu, s-au mai împărțit banii, nu știu ce să spun, dar oricum lucrurile bune nu le-au făcut. Da. Și când aduci un jucător, trebuie să aduci un jucător care e peste valoare la cei care i-am, nu sub. Aici au fost manevre, nu știu, Dumnezeu știe, noi nu le știm. Da. Ce pronostic aveți pentru meciul României? Din suflet vreau să ne calificăm. Știți cum e, că suntem toți români și dorim din suflet treaba respectivă, pentru că e greu de ajuns și acolo unde suntem acum. Vă mulțumesc și eu pentru, eu știu, pentru invitația asta. Mulțumesc pentru tot. Ne bucurăm că mai ne întâlnim, mai suntem din ce în ce mai puțini. Ați văzut că ne împuținăm pe zi ce trece, mai pleacă câte unul dintre noi. Da, asta e viața noastră. Da. Mulțumesc mult! Sărbătorim, sau eu știu, ne aducem aminte cu mare satisfacție de ceea ce a fost, dar cred că cel mai important lucru este ceea ce va fi. Nu-mi doresc decât noua echipă a noastră, a Argeșului, care se va forma de acum înainte, să ajungă să, ca începe urmele noastre. Îi doresc de mult succes și să sărbătorească și ei în timp ceea ce facem noi acum. Cei mai în vârstă conducători de sport din Pitești, ați menționat, am trăit și acolo unde e organizare sunt și rezultate. Știu povești multe, am făcut și eu ce am făcut pentru FC Argeș, pentru fotbal, mai bine zis, cu stadionul de la Mioveni, cu SCM Pitești, cu Mihai Zalțir, cu domnul Stroie, domnul primar la vremea respectivă. Administrația e complicată, dar cel care semnează contractul cu statul de plată, dacă are drept, are restul, urmează. Vă mulțumesc!